Elevii de clasa 8 -a au intrat în vacanță de vineri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Aceștia finalizează cursurile cu o săptămână mai devreme decât elevii din clasele ciclului preșcolar, primar și gimnazial pentru a susține probele evaluării naționale. Pe data de 18 iunie vor susține proba scrisă de limba și literatura română, iar pe 20 iunie proba scrisă la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 21 iunie proba scrisă de limba și literatura maternă. Rezultatele testării vor fi afișate pe data de 25 iunie, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, până la ora 20. Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe 29 iunie. Elevii de clasa 8-a au avut la dispoziție o săptămână să se înscrie pentru susținerea testării.